Ceau, Cami, uite, ți-am dat din astea. Îmi place intrarea asta. Nu, salut, ca de radio. Alex. Ceau, Cami, Camița Filip pe Insta, pe Facebook, Camille. Am zis eu că sună elegant. Sună bine, nu? Când o zici tu, când o zic eu nu. Camille Events, Wedding Planner și Event Planner și așa mai departe și sper să avem o discuție destul de lungă și cu informații faine. Eu vorbesc mult, așa că hai please, să începem. Please do. Wedding Planner, îmi spui totuși povestea ta așa de început? Mergem așa down the memory lane? Da, povestea puțin? Mea. Povestea mea oficială? Nu. De când am început într-un mod oficial? Da. Oficial din 2013, într-o vară, într-un august, am făcut o lansare și de acolo a pur și simplu a explodat. Înainte am cochetat eu așa cu tot felul de evenimente din familie, din prieteni. Când auzeam că se căsătorește cineva, eu eram prezent acolo, deja știam tot ce au de făcut. L-am mutat mese scaune. La tot. Găsit furnizori și de fapt eu fără să dau seama munceam. Eu făceam chestia asta, dar atunci o făceam gratis. Și în timp s-a transformat pur și simplu într-o meserie, ceea ce mă bucură enorm. A fost un întreg proces și încă nu-mi dau seama că au trecut 9 ani. Chiar au trecut 9 ani de când fac asta. Pentru mine 2013 este yesterday. Da, păi și pentru mine, uh-huh, se pare. Dar uite că am muncit ceva în perioada asta. Da, și nu știu, a început așa, încă nu-mi dau seama dacă eu am ales meseria sau ea m-a ales pe mine. Îmi spune foarte multă lume care mă și cunoaște și mulți prieteni că mi se potrivește foarte bine și conștientizez și eu asta că îmi vine așa ca o mănușă și nu-ți dai seama că lucrezi, știi? Când faci ce-ți place, sună clișeu. Este clișeu, dar și eu trăiesc un clișeu. Da, exact. Și tu știi despre ce vorbesc. Cred, că da. Muncim în aceeași echipă, în aceeași tabără, dar chiar când faci ce-ți place, nu mai simți că lucrezi, știi? Și eu la început, din cauza asta, nu puteam să muncesc pe bani. Nu venea să iau bani de la oameni. Ziceam, dar cum să mă plătească pentru asta? Că am făcut-o așa, am rezolvat-o, știi? Like that. Orice lucru este, cum era vorba, că orice lucru este ușor înainte să fie greu. Probabil că ți se pare foarte ușor, îți vine natural. Foarte natural și eu nu prea gândeam business, știi? Gândeam emoțional. Eu gândesc încă emoțional. Pentru că evenimentele mele scuplind cu emoții, plin de emoții. Și fiind acolo, deja fac parte din alaiul miresei, să zic așa, știi? Și, nu știu, s-a transformat așa într-o afacere, să zic așa. Da, poți să spui că este afacere, dar ești plătită pentru să faci bine ceea ce îți place. Nu e clișeu, nu cred că e clișeu. Apropo, să aduc bucurie în viețile oamenilor. Să știi că moto-ul ăsta, să-l numesc moto, nu știu dacă îl numesc moto, dar eu de mică scriam în jurnal și îmi dădeam seama că la fiecare final de an, când mi se termina anul și paginile, așa, scriam că îmi doresc foarte mult să las ceva frumos în urma mea, știi? Și nu conștient, nu știam ce înseamnă asta. Da. Nu știam ce înseamnă atunci. Atunci mai cântam, mă gândeam, poate o să cânt, poate ce știu ce o să fac eu, dar nu, se pare că am avut un alt traseu și foarte bine definit. Și uite că sunt aici în prezent și las ceva frumos în urma mea, cel puțin asta îmi place să cred. Feedback-ul e destul de ușor de obținut la tine, că dacă ai o mireasă stresată care vine și te pupă la final, înseamnă că ți-ai făcut treaba bine. Da, am poze cu majoritatea mireselor când ne strângem în brațe la final și cu marea majoritate rămân prietene și chiar e adevărată vorba aia că da, clienții poți să ți faci prieteni. Da, uite, chiar avem multe lucruri în comun. Vrei să povestim puțin, să intrăm și niște întrebări cumva clasice, dacă vrei, probabil cu răspuns destul de simplu, dar totuși important. De exemplu, de ce ai avea nevoie, în ce situație ai avea nevoie de un wedding planner? Hai că mergem pe partea asta de nunți puțin, bine? Okay. Și lăsăm celelalte evenimente, că știu okay. că faci și altfel de evenimente, dar să terminăm cu nunțile. Că așa m-am gândit că ar fi o idee bună înainte de sezon,
Înainte dacă, să ne întâlnim pe la anunți. Da, da, dacă să sperăm că o să fie lucrurile ok. De ce ai avea nevoie de un wedding planner și ce beneficii îți aduce dacă ești mire mireasă și ai de organizat un eveniment, un wedding planner? Da, măi, să știi că nu toate cuplurile au nevoie de wedding planner. Adică am avut evenimente pe care le-am refuzat. Uh-huh. După ce am cunoscut Miri și eu, în general, mă întâlnesc cu ei, chiar dacă prima oară avem un video call, mai ales dacă ei sunt la distanță și apoi ne întâlnim fizic, am avut câteva cupluri pe care am fost nevoită să le refuz, nu de alta, dar se descurcau fără un planner. Adică nice. Aveau abilitățile necesare, deci aveau o parte din nuntă pregătită și am zis, ok, voi n-aveți nevoie de mine, dar aveți nevoie pe coordonarea zilei și pot să preiau și astfel de evenimente. Dacă tu te ocupi de organizarea întregului eveniment, dar ai nevoie de cineva în ziua aia să se ocupe de tot și să nu intre mama sau bunica acolo să ajute, să se întâmple ceva, no, acolo pot să intervin eu. Însă sunt foarte multe cupluri care au nevoie de un planner, care sunt, multe mesaje îmi sună așa, sunt, am fost cerută în căsătorie, sunt total pierdută și debusolată, am nevoie de tine. Și am zis, ok, hai să ne vedem. Și mi-e mare bucuria că marea majoritate rămân și eu rămân alături de ei. Da. Ce tare mesajul ăsta. Cel mai bine mă simt când pleacă Mirele de la întâlnire și zice, vai ce ușurat plec acum, mă simt atât de liniștit, pot dormi la noapte, că ea îl bate pe la cap, știi? Și acum, deci practic eu salvez acolo. Poate și de noi suntem mai în partea de vest a țării și probabil că se întâmplă și peste tot lucrul ăsta. Sunt mulți miri care într-adevăr sunt plecați, lucrează în străinătate. Da. Foarte multe cupluri. Și eu sunt pe video call cu foarte mulți fix din... Bine, am avut mult în pandemie, așa funcționam doar, că erau din Oradea, uh-huh. că erau din, nu știu, străinătate. Uh-huh. Făceam video call cu ei și stabileam și eu am cam 80% din clienții mei sunt departe și ei vin cam cu o săptămână înainte de nuntă la totul pregătit. Uh-huh. No, asta nu înseamnă că ei nu știu nimic despre nunta lor, că am avut la un moment dat, chiar când am început eu prin 2013, mi-a zis o mireasă, ok, eu vreau să lucrez cu tine, dar dacă mă trezesc în ziua nunții că nu-mi place nimic și stai puțin, că nu funcționăm așa, adică luăm deciziile împreună, nu iau nicio decizie fără ei. Da, eu mă ocup de tot procesul organizării, dar nu iau decizii de una singură. Adică sunteți acolo, îmi confirmați, mergem mai departe, nu mergem. Adică, dacă, așa să ne imaginăm, dacă am fi acum, să zicem că eu și Mirele și Mireasa acum. Știi, suntem la prima întâlnire. Mirele știe că el trebuie să plătească. Și el mă ia cu partea financiară și cu băutura și muzica. Dar restul detaliilor nu stă la flori, poate la niște prăjituri. Nu știu. Da. Adică știu cum sunt eu. Nu, evident, bărbat fiind, nu prea mă interesează prăjiturile, nu prea mă interesează tortul. Am avut unul, doi miri, bărbați care ei au ales și rochia miresei, și prăjiturile, și florile. Dar în 9 ani de zile te lovești de toate situațiile, știi? În fiecare an zic, no, asta e maximă. Și întotdeauna apare câte mai ceva. Mai apare ceva, știi? Dar e fain, e foarte fain. E o experiență extraordinară. Care e prima situație haioasă la care te-ai gândit acum, de fapt? Haioasă? Oai, sunt multe. Nu știu, nu, vine una dramatică în minte, nu una haioasă. Ok, hai să trecem peste asta dramatică atunci da. Și să ne întoarcem la ale noastre. Suntem la întâlnire. Am venit să-ți cer ajutorul. Da. Eu ce trebuie să fac ca mireasă, ca mire, ce trebuie să fac? Da, în primul rând să stabilim data evenimentului. Vin foarte mulți la mine care nu au nici eveniment, nici data blocată, nici locație, nu știu nimic. Și atunci alegem data împreună, de cel mai multe ori în funcție de disponibilitatea mea și a locației care e primordială. După care mireasa, desigur, are un board pe Pinterest salvat. Da? Cu tot ce își dorește și visează și cam de acolo pornim, știi? În funcție de dorințele lor, de ce îi caracterizează pe ei. Mă gândesc că dacă oamenii cât de cât știu ce vor, este mai ușor, dar dacă nu știu ce vor?
dacă nu știu ce vor, descoperim împreună. Uh-huh. Descoperim împreună și cam în toate evenimentele mele trebuie să formez un echilibru foarte bine definit, în sensul că odată ce ei apelează la mine, ei îmi văd deja profilul, uh-huh, că e pe Instagram, că e pe Facebook sau au participat deja la evenimente pe care eu le-am organizat și deja știu care e contribuția mea, unii de fapt, nu chiar majoritatea, uh-huh, și eu trebuie să-mi las amprenta în evenimentul lor, că doar de-aia m-au contactat să fiu acolo. Dar în același timp eu trebuie să fac ca evenimentul să se caracterizeze pe ei în totalitate, știi? Și aici trebuie să fie echilibrul la care eu să-mi las amprenta, dar în același timp pe ei să-i definească nunta, nu pe bunica, nu pe mătușa și așa mai departe. Și aici mă lupt eu foarte mult cu ei să facă să înțeleagă lucrul ăsta, că despre ei în ziua aia. Da. Îmi place. Yeah, da. Dar mie îmi place și aia cu galben. Winner! Așa. Mi se pare absolut normal. Cum sunt, nu știu, nunțile mici față de cele mari? Da, simți o diferență. Simți o diferență pentru că odată ce alegi să ai o nuntă mică, e clar că ți-s oamenii cei mai apropiați și dragi, cu care îți permiți chiar orice tip de distracție sau de bucurie, știi? Și îmbrăcăminte și locație și ieși din tipar, știi? Dar când ai deja nunți mari, implică și invitații familiei, a părinților, lista poate continua. Și odată ce ai un eveniment mai mare, nu apuci neapărat nu poți să-l controlezi atât de bine ca un eveniment mic. Însă nu poți să zici că nu există să nu fie nuntă reușită, chiar dacă e nuntă mare. Mm-hmm. Nu discutăm despre numărul de persoane neapărat. Întrebarea mea era doar de diferențe. Da. E o diferență, simți o diferență și ca organizator categoric, dar și ca atmosferă. Și tu aici știi foarte bine cum e când încerci muzical să mulțumești 500 de oameni sau 150 de persoane. E mai greu. Și poate, nu mai greu, e doar diferit. E foarte diferit. Doar diferit. Da. Ce ține de muzică. Da. Pe același principiu, că dacă ai mai puțin oameni, da, gusturile muzicale sunt mai compacte, uh-huh, și atunci dacă se mulează cu tine, dacă te-a chemat pentru că ai cumva același stil, da, și același gusturi, da, muzicale, atunci e mai ușor. Iar la nunțile mai mari, poate iarăși să fie mai ușor, pentru că orice ai pune, tot nimerești pe cineva din zona aia, nu? Da. Și aici, apropo de partea muzicală, la o nuntă mică poate reușești să cuprinzi cu un DJ, de exemplu, da, toată nunta. În momentul în care intervine o nuntă mult mai mare, în care implică și persoane poate de vârsta a doua și părinții, automat apare discuția cu mirii mei la masă și, uh-huh, zic, ok, trebuie să aduc și pe cineva mai tradițional românesc să mulțumesc și pe genul ăla de oameni, știi? Dar pe ei nu iar bucura lucrul ăsta, dar fac un mic compromis de dragul familiei, știi? Deci oarecum tot trebuie să faci oamenii mulțumiți, că doar de dragul lor îi inviți acolo, vrei să te bucuri împreună cu ei, știi? Și vrei să le oferi. Adică tot trebuie să găsești un echilibru, știi, între ce vrei tu. Știi, vorba noastră, ceva să placă așa la toată lumea. Da. Mi-a zis cineva la un moment dat la o nuntă că, cred că un fost DJ, nu mai știu, cred că avea acum vreo 60 de ani sau ceva, și zicea că la o nuntă nu poți să mulțumești pe toată lumea, dar ai bucuria că poți să încerci. Am rămas așa cu citatul ăsta lui, știi? Păi na, dacă poți nu i-am nimerit, Alex, pot încerca să-i mulțumesc. Dacă tot ești acolo. Da. Bine că sau cel puțin la... După o perioadă e destul de relaxant, dar datoria ta e cumva și să îi liniștești pe oameni, mă gândesc, nu? Da. Cumva, cred că și din filme și din toate cele este o presiune foarte mare, ca și cum pentru noi este simplu să, da, organizezi un eveniment. Adică am o listă de încape, da, pe nu știu, câteva rânduri, știi? Pe un ecran, vreau să zic, nici nu trebuie să derulez, că atâtea sunt lucrurile pe care le-aș face eu dacă, mm-hmm, mi-aș organiza o nuntă, dar cred că și presiunea asta din filme este cumva, trebuie să fie, nu știu cum, trebuie să mulțumesc pe toată lumea, asta poate să creeze, nu știu, un stres mare și atunci mirii să nu se mai poată simți ok la nunta lor, fix pe chestia de a mulțumi pe alții, să-i mulțumești pe alții sau?
Dar prea puțini sunt mirii care nu se gândesc și la ceilalți, știi? Chiar sunt prea puțini și într-un fel pot să-i înțeleg, pentru că nici nu-ți dorești să, nu știu, ok, faci nunta care să te caracterizeze pe tine și să fie bine, dar e clar că nu o să fie ceva care să nu placă celorlalți sau care să-i facă pe ei să se simtă prost, că doar îi inviți la nunta ta, tu vrei să ia parte la bucuria ta acolo împreună toți, știi? Dar presiunea rămâne. Chiar dacă eu ca organizator, ok, mă ocup de tot, dar emoția rămâne, știi? Ei au impresia că este stresul. Nuntă, trebuie să fie emoție. Da, emoția e ok. Emoție și e foarte bună, dar care trebuie trăită la momentul potrivit. Dar în momentul în care, uite, chestia asta de, îmi venise acum un alt gând, m-am lovit de câteva ori cu o mireasă care credea pur și simplu că dacă eu mă ocup de tot, cum ziceam mai devreme, ea nu mai are acces la nicio informație, știi? Și a zis, noi facem toți pași împreună, îi parcurgem împreună, nu iau nicio decizie fără voi, dar tot focusul trebuie să cadă pe voi, pe ei, ca miri. Dar stresul rămâne combinat cu emoție, știi, pe care eu aia nu pot să o iau. Emoția, cred că aia e cea mai importantă și stres cât mai puțin. Da, da. Putem să revenim la cel board de Pinterest, că știu că și ea, da. Apropo, am uitat să spun că este, nu? am sponsorul neoficial al emisiunii, Wanda. O găsiți pe Facebook și pe Insta și pe toate cele. Cu salut chip. Și eu pe Anda și-o pup și-o felicit. Așa, mulțumim. Much appreciated. Te salută, că am uitat să zic asta, dar uite acum mi-a adus aminte. Mulțumesc, bărbat fiind. Și ea, așa mi-am adus aminte că și ea e tot timpul cu Pinterest, da. Pinterest. Da. Chiar așa de interesting. Mine mă ajută. Da, nu ai? Nu, dar nu am, pentru că eu lucrând cu muzica, nu știu dacă... Nu, bine, nu sunt ignorant, am văzut. Mai multe domenii am borduri pe Pinterest. E fain. Te inspiră. Și pe foarte multe mirese le inspiră. Și... Nu-i greșit să visezi, nu-i greșit să ai un board de Pinterest. Uneori ne confruntăm, și o să ajungem și la partea asta de buget al evenimentului, ne confruntăm cu niște probleme și vise spulberate în momentul în care punem efectiv bugetul pe masă și ne dăm seama că poate nu ne permitem genul ăla de, poate, decorațiuni, dar tot facem să fie bine. N-am avut până acum o prăbușire de genul ăsta care să nu o putem duce la bun sfârșit, exact cum ne-am imaginat. Poate la un buget mai mic, dar tot a ieșit. Da, pe cred. Datoria noastră este să găsim soluții. Soluții, da. Nu ai ce, nu poți să fii event planner dacă nu găsești soluții. Da, și la asta o să ajungem, că aveam eu o întrebare așa în minte, dar cred că mai avem de mers. Deci, revenind la acel board, am pornit de acolo. Și de acolo ce găsești? Cauți idei de rochii de mireasă și ai furnizori? Ok, da. Bine, întrebarea sunt mea chiar n-au... pe bune, că eu am organizat nunta mea și eveniment și așa mai departe, dar mie mi s-a părut că totul este simplu. Păi da, pentru că ești în domeniul de atâția ani. Da. Da, bine, nu-ți imagina că toate mireasă, majoritatea care au bordul ăsta și se inspiră. Ok, vrei să fac toți pașii evenimentului? Te rog, da, asta chiar mi-ar plăcea maxim. Ok. Bun, ne întâlnim, stabilim data, creăm un concept al evenimentului, de aici e treaba mea să pot să vin cu idei și să văd cam pe ce direcție putem să mergem. După ce alegem locația sau poate nici nu locația, poate în mijlocul pădurii sau pe un deal și trebuie să fac acolo un concept de eveniment. Dar după ce stabilim chestiile astea, pot să vin cu restul detaliilor. Deja eu de la prima întâlnire... După câteva imagini și câteva idei, deja reușesc să îmi dau seama unde poziționez evenimentul. M-am înțeles. Da. Ai la fel o listă de furnizori cu care lucrezi sau cu care ai mai lucrat și pe care poți să-i recomanzi? Da, sau le lași lor libertatea să-și aleagă? Au toată libertatea să își aleagă. Eu am furnizorii mei de bază în toată țara, nu numai în Oradea. Eu organizez evenimente în țară și în afara țării, păstrez constant legătura și cu oameni de acolo, însă ei sunt liberi să lucreze cu cine, cu
cu cine doresc. Nu pot să, eu nu am de gând să impun și nici nu-mi doresc asta. Dacă se întâmplă ca eu să nu mai fi lucrat cu furnizorul ăla, eu nu pot să garantez. Eu le spun, ok, lucrăm cu el pentru că voi vi-l doriți, dar eu nu o să garantez 100% pentru prestația lui, știi? Indiferent că e muzician, că e cofetar, că e, nu știu. Mm. Da. Dar am o listă foarte faină și să știi că în Oradea avem furnizori foarte faini și calitativi. Și mă laud cu evenimentele ce le facem aici. Am ieșit și eu din oraș de câteva ori și chiar cred că avem cu ce să ne rodăm. Cred că standardul este destul de ridicat. Foarte ridicat. Foarte ridicat și eu spun asta cu mândrie. Oradea e și orașul cu cele mai multe locații de evenimente din țară. Serios? Da. Iată, nu știam. Da. Și serviciile sunt foarte bune. Serviciile sunt foarte bune, iar eu când mai merg prin țară, acum nu dau o nume de oraș sau așa, dar îmi dau seama de diferența de lucru, știi? Știu, așa ca o chestie semi-amuzantă, am ieșit din oraș la un moment dat, într-un alt oraș, și aveam o nuntă cum făceam în mod normal, cu echipamente și așa mai departe. Și ne-am dus, descarcă băieții camionul și montează schele și nu știu ce și erau de la sală. Uau, ce e aici? Te zic, da, facem și noi nuntă, că de asta am venit. Păi da, aici zice, n-am avut atâtea scule, doar zice, când am deschis sala și a fost, nu știu, o cântată Andra. Pe bune, știi? Și atunci m-am gândit că, bă, dar stai puțin, că asta era, nu era o chestie extraordinară. Și atunci m-am gândit că, bă, poate noi exagerăm, crezi că exagerăm? Nu. Cu schele de lumini și cu confeti și cu toate nebuniile și toate cele. Nu se exagerează deloc. Bine, se întâmplă asta și în... Și în alte orașe, numai, nu știu, când faci chestia asta constant, cum am, acum, nu știu, sunt la București, apoi la Sibiu, apoi la Timișoara, apoi la Cluj, apoi la Satu Mare, și vii acasă la Oradea, îți dai seama instant de nivelul la care se lucrează aici. Și ce ține de mâncare și sările și de servicii, aranjamente și tot? Servicii, tot. Plus servire, mâncare, da, tot. Bine. Repet, și în țară sunt calitative și, apropo de asta, pot să fac o reclamă? Da, te rog! Urmează să deschidem cu familia o locație de bagă mare, te rog! Da, la Sibiu. Sibiu? Da, la Sibiu, sora mea cu cumnatul meu și vreau să ridic serviciile la nivelul la care eu lucrez și acolo. O să fiu implicată în totalitate. Dăm nume și tot, și informații. The Secret Garden from Sibiu. Not so secret anymore. Exact. Nice. Poți să-mi povestești așa ca o foarte scurtă paranteză, cam câți oameni poți găzdui acolo și la ce ți-ai imaginat? Da. Și garden fiind, presupun că mergi spre afară? Fain. Da. Când stai pe terasă, vezi munții Făgăraș în față, am făcut acolo un lac frumos, au făcut băieții, de fapt, pe care eu sper să-l umplu cu lebede, sper să mă audă. Așa, da, undeva la 400 de persoane. Nice. Poate să, da. E fain, e foarte fain. Asta nu înseamnă că nu o să lucrez în continuare cu toate locațiile din țară, dar asta o să fie aproape de inima mea. Nice. Da, mă bucur maxim, chiar mă bucur maxim. Și nu mă mut din Oradea. Asta e de specificat, că mai aud așa un zvon stânga-dreapta. Te muți din Oradea, nu mă mut din Oradea. Mm-hmm. E foarte bine aici, aproape de străinătate. De fapt, stai că Oradea nu e în România, nu? Așa era o vorbă pe net. Nu știu vorba, trebuie să recunosc că nu știu. A, nu mai era este. Era un meme pe net în care zicea că lumea lăuda Oradea și o lăudăm și noi pentru că e extraordinar de frumoasă și zicea că, uite, așa arată un oraș care nu este România. Ne-am obișnuit cu faptul că arată bine și nu mai se pare nouă, nu ne se mai pare nou. Cred că ne-am obișnuit cu binele. Da, și deși eu rămân în continuare surprinsă, cu vreo săptămână am făcut un tur al orașului pe jos cu niște mirtei mei dragi din Cluj și am luat Oradea la pas. Și am rămas, again, surprinsă și era așa o vreme faină de primăvară și am zis, măi, Oradea asta chiar e ce trebuie. Da. Da. Și afară, și garden.
din visarea asta? Revenim la anunț puțin. Am foarte multe întrebări și mă tem că s-ar... Eu vorbesc mult. Dar nu, mă tem că s-ar de la o întrebare la alta, la alta, la alta, la alta și nu reușim să ducem un fir logic cât de cât. Da, poate că facem o excepție și atunci mergem cine de la întrebare la întrebare. Cine nu înțelege să mă sune și... Da. Apropo că ai spus de garden și de locația secretă, am crezut că îmi face Flavia din tehnic vreun semn. Apropo de asta, întrebarea mea ar fi, mai ales acum, după pandemie, nu știu de ce mi-am imaginat sau m-am așteptat eu, plus ținând cont de faptul că vremea e destul de faină, cel puțin prin Oradea până în octombrie, chiar înspre noiembrie, dacă va rămâne trendul ăsta de a organiza afară, sau mai văzusem la tine niște poze pe Insta, ai... nu știu, afară și cu tot felul de decoruri mai... Atipice. Nu de la țară, cum să zic. Cu scara, avea o scară și paleți și nu știu ce, care îmi plăcea foarte mult și niște decoruri chiar foarte mișto, în natură, cu lucruri care se găsesc acolo. Mai nu mai știu de câți ani ai făcut evenimentele alea. A fost o nuntă în mijlocul pădurii. Da, foarte tare a fost nuntă. Am organizat-o mai puțin de o lună. Mirii locuiau la Londra. Locuiez la Londra și... Ok, după ce, eu de multe ori îmi dau seama că după ce zic da, așa, după ce zic da în proiectul pe care urmează să-l organizez și îmi dau seama de nebunia ce se întâmplă, ajung acasă și îmi schițez eu toate ideile după întâlnirea cu ei și zic, ce m-am băgat, no, acum trebuie să o duc la bun sfârșit. Dacă plouă. Dacă plouă. Ei au spus că nu-i problemă, că la Londra plouă constant, deci ok, ești obișnuiți. Da, 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 orădenii noștri nu... Știu că a fost foarte fain și mă gândeam că oare o să fie un trend, se mută oamenii înspre afară, American Wedding style sau ceva. Da. Deci eu și înainte de pandemie organizam mult evenimente. Asta a fost înainte de pandemie, da. Da. Cu pandemia a fost așa, o chestie normală pentru tine. Mine. Lejeră, da, da. Da, da. M-a încântat la maxim într-un fel. Într-un fel mi se răpăia inima pentru locațiile care le știu foarte faine și valoroase în Oradea și în toată țara, care stăteau cu ușa închisă, știi? Era ușor, da, frustrant. Dar ar fi foarte fain. Unele evenimente chiar merită să fie așa outdoor weddings, știi? Sau hibrid, măcar. Sau hibrid măcar. Că trebuie să ții o doză. Eu am avut evenimente, cred că cu un alt wedding planner am fost atunci, cu Andrei am fost atunci și înainte cu o oră sau două să înceapă nunta, căram scule și tot înăuntru, am mutat tot înăuntru că veni ploaia așa dintr-o dată. Destul de riscant. De cele mai multe ori am și plan B, categoric. La aia din pădure n-am avut pentru că nu au vrut mirii, dar da, de cele mai multe ori... Am plan B. Deși trebuie să mă laud cu o chestie, că în 9 ani n-am avut eveniment afară la care să-mi plouă. Da. Nice. Am credință destulă. Doamne ajută și pentru anul ăsta, că încă de pe acum mă rog pentru evenimentele de afară în special, să am vreme bună. Cam așa se întâmplă în principiu. Oamenii au noroc, dar există acel 5%. Că mi-aduc aminte de nunta aceea, era visul miresei, era să fie afară, să fie, știi, eu white wedding să mă gândesc. Și toate cele. O trecut foarte bine peste, că și-o dat seama că n-are ce să facă, este vremea până la urmă și exista backup și așa mai departe. Da, cu asta am rămas eu în minte de atunci, că trebuie să știe oamenii că nu se poate de fiecare zona dată. Zona muzicală a fost acoperită. Nu era acoperit nimic, nu. Nu. Și încă am mai prins, cred că anul trecut am mai prins așa afară, apropo de zonă muzicală, poate prinde bine cuiva informația, n-a venit ploaia, dar a venit vijelia și eram afară și când vine o vijelie și cortul și ce mai sunt pe acolo, nu mă refer la lucruri improvizate, nu la un cort de nuntă. Da. Ce știu, o umbrelă sau mai știu eu ce pusă deasupra, nu funcționează, it's a no-no. Din punctul nostru de vedere, știi? Da, clar. Deci nu a venit nicio vijelie, dar a venit un vânt și alea reprezintă un pericol, nu te joci cu astea. Nu, categoric. No, e riscant, dar trebuie să știm un lucru. Mirii își asumă în totalitate. În momentul în care ajungem să ținem evenimentul în exclusivitate afară, ei își asumă, adică nu numai eu, știi? Nu... O să vină la tine sau la mine să zică că sunt și locații foarte faine, știi? Și
chiar ar fi, și din punctul ăsta de vedere, sunt locații foarte faine. Da. Am revenit, ne-am uitat peste bord, ne-am găsit sală. Ne-am găsit sală, începem să căutăm furnizorii. Pentru mine, foarte important, după locație și după mine, e importantă muzica, să știi. Muzica, foto, video și... Muzica, foto, video. Hai să rămânem la muzică. Să cântăm? N-avem autotune. Da. O să-mi povestesc și cu, și cu cântatul. DJ sau... DJ sau trupă? Pe mine mă întrebi. Da, 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 da. Ce prefer eu? Odată da și după aceea ce, ce... Depinde de eveniment. Nici ce, de, nici ce prefer eu nu pot să zic, că nu știu ce prefer. Mă raportez întotdeauna la eveniment și la nevoile mirilor. Despre asta vorbim. În momentul în care văd nevoia lor și ce își doresc ei de fapt, pe aia jucăm, știi? Dacă le sare peste buget, nu știu, o trupă care și-o doresc ei foarte tare, nu știu de pe unde, încerc să trag bugetul din alte părți, știi? Ok, ne sacrificăm pentru muzică, mai luăm de aici puțin, mai luăm de aici puțin și să plusăm ceea ce e important pentru ei. Că pe, asta e cam prima întrebare pe care eu le-o adresez. Ce e important pentru voi, de fapt? Știi? Cum îți imaginezi nunta ta? Că e foarte important. La ce mă gândeam când ziceam de DJ versus trupă, na, eu fiind DJ, mie îmi plac trupele mai mult, evident, dar ieșind din, apropo că am vorbit de Oradea, aici nu prea contează, sincer, dar ieșind din, din oraș, am întâlnit, nu știu cum să o zic, dar frumos, nu neapărat, adică, bă, n-ai numai DJ, știi, adică, bă, trebuie să ai și ceva acolo. Sunt, în Oradea n-am întâlnit asta, nu, sincer. Nu, dar pe mine mă întreabă de multe ori, Miri, dar dacă avem doar un DJ, e aiurea? Adică pare că... Că oamenii asta își doresc. Sunt unii cărora le plac doar piesele în original și așa mai departe. Da. Mie îmi place energia pe care mi-o dă o trupă care cântă o anumită, ca acolo sunt tobele. Știi, când s-aud tobele alea, mie îmi dă o mai mare energie decât și mie. Dacă eu aș da play piesei alea, știi? Dar sunt unii oameni care ar vrea DJ, dar... Oare ce o să zică ăia că n-am numai DJ? Dau impresia că nu am, ce știu ce. Da, eu aici insist foarte tare la ei și din nou îs legată de ei acolo trup și suflet și emoțional și încerc să-i fac să înțeleagă că e important ce-și doresc ei și nu cei din jurul lor, știi? Da, sunt unii care nu prea au de ales. Nu au de ales, în principiu, cred, presupun, la anunțile mari, nu? Unde sunt mai mult decât familia, prietenii apropiați și așa mai departe, sunt oameni pe care nu erau vorbă... noi nu rezonăm că la noi în Oradea sunt anunțile cumva cam diferite, dar era vorba aia că ești român dacă la nunta ta faci cunoștință cu oameni, știi? Da. S-a întâmplat. Deci chiar am avut și eu așa anunți. Da. Acolo probabil că era... totul altceva. Deci, contează și imaginea pe care o am eu asupra invitațiilor pe care o reflect sau contează mai mult ce îmi doresc eu? Și, crede-mă, când ești mireasă, contează imaginea. Contează enorm. Și când ești mire, categoric. Da, which is fine. Da, nu-i greșit absolut nimic. Da, da, da. Nu-i greșit absolut nimic, pentru că noi creăm ceva pentru ziua aia, adică de-aia mă și lupt ca toate să fie conectate, muzica să sune bine, să fie pe placul lor, furnizorii calitativi, rochia de unde să-și o ia. Deci eu peste tot merg cu ei, la probe de, cu mireasa, de fapt, cu la probe de rochie. Mirele doar plătește. Da. Da, am avut... Am avut acum recent o întâlnire cu alți miri dragi mie și vorbeam, mă rog, ne aduceam deja în starea aia că, ok, începe ceremonia religioasă, intră mireasa cu cine intră, mirele așteaptă la altar, făceam eu scenariu și ziceam la un moment dat eu că se ridică, acum sigur o să, când o să uite la podcast o să râdă și ei încă o dată. Sper. Da, zice mirele... spusesem eu că intră mireasa, toată lumea se ridică în picioare și așa. Mirele foarte concentrat, stă așa, se uită la mine. Eu deja am schimbat subiectul și zice el, dar ok, poți să te întreb și eu ceva? La mine nu se ridică nimeni. Eu ce fac? La mine, de ce nu se ridică lumea în picioare? Eu nu sunt important. Așa drag mi-a fost. Și mi-am notat cu caps, în agenda mea cu caps scris, adică, și am scris acolo,
lumea se ridică în picioare și la mire. Asta cred că și eu am luat de la dar cred că de la soțul unei persoane care și a fost invitată la podcast, că el era, păi nu, e tortul miresei. Da, pantoful uite miresei, că asta nu-s de acord. Este dansul miresei, este nu știu ce. Păi eu ce caut acolo? E dansul mirilor și e tortul mirilor. La final. Și eu vreau să da, am un tort normal. Al meu la fiecare nuntă. Mi-aș dori. Nu poate să fie tortul plenorului. Confetările cu care lucrez să asculte, să-i aminte la ce zic acum. Credeam că fiecare este tort este al tău, în principiu. Da. Ah, tu vrei și să pleci cu el? Da. Ah, ok, now I get it. Stai, sunt asta. Asta a fost pentru și mine. Și acum winner for the cake. Winner. Winner. Da, auzi, apropo de asta cu fiecare are invitații mirelui, a miresei, știi că în Maramureș se practică să ai invitații nașii, au invitațiilor proprii. Nu știu, ar fi o întrebare, că știu că ai multe nunți în zona respectivă da. Și poate că dacă cineva se uită și de acolo, cu siguranță ai inside information și da. Cum se organizează nunțile. De fapt, asta aveam în minte când te-am întrebat de nunți mici versus nunți mari. Te gândeai și, la Oaș. Și probabil, da, nici n-am definit ce înseamnă nuntă mică și ce înseamnă nuntă mare, evident, ca număr de persoane. Da, păi ca și nuntă, cea mai mare pe care am avut-o, a fost undeva la peste 800 de persoane în zona Maramureșului. Mm. Iar cea mai mică o să fie acum curând, cam de 15 persoane. Oh, do tell, 15 da. Persoane, nice. Da. Și nu discutăm despre pandemie, n-are legătură cu pandemia categoric. Deci este strict alegerea oamenilor. Da, da, foarte faină. Va fi, evident. Da, da, da. Da, dar, da, într-adevăr, la Maramureș să știi că am avut și experiențe de nunți până în 150 sau 300, mm-hmm. deci nu, dar am avut și foarte mari. De acolo deja e altă poveste. Dar intrăm sunt, în poveste sau... Nu neapărat, dar sunt... Mm-hmm. Mirii au alaiul lor, părinții alaiul lor și nașii au alaiul lor. Deci ce tare, nu? Da, mi se pare foarte, foarte mișto. Evident, presupun, n-am fost, nu știu, nu am văzut, că partea de tradiție este mult mai importantă, sau? Da, da, este, este. Și este? Respectată și prin port și prin toate cele? Da, prin tot. Toate tradițiile, de la pregătirea miresei la, până la final de nuntă. E fain, e o experiență foarte faină. Chiar foarte fain, așa românească, știi? Da, mă duce cu gândul la autentic, dar repet, nu vreau să par ignorant, dar chiar nu știu că n-am ajuns în zona respectivă. Am făcut câteva nunți, dar tot așa, pe specific, știi, ca o rădenie. Adică am făcut acolo ce am face aici în mod normal. Da. Sunt faine, sunt foarte faine. Dar uite că mi-am adus aminte, că ziceai de nunta asta de 15 persoane. Și o întrebare destul de veche, să zicem, pe care mi-am adresat-o și eu și nu știu dacă am neapărat răspuns și ziceai tu mai devreme că îți pui amprenta și dacă vrei să ieși din tipar. Na, cum poți să ieși din tipar la o nuntă, să nu faci aceleași lucruri care s-au mai făcut, dar totuși să-i mulțumești pe oamenii care se așteaptă la lucruri care, pe care le cunosc și cum poți să ieși din tipar în 2022, de exemplu? Că-s 100 de oameni, că-s 200, că-s 500, 1000. Da, pur și simplu mă acces foarte tare pe ei, pe miri. Așa pot să ies din tipar. Chiar dacă pașii sunt aceiași în ceea ce privește organizarea evenimentului, povestea se reinventează de fiecare dată, știi? Și asta aici e frumusețea nunții, pentru că, într-adevăr, tu acum ai acolo niște task-uri, știi? Te iei și zici, ok, asta e checklist-ul, știi? Da. Făcut, dar odată ce povestea se reinventează și ai personajele diferite, tu trăiești povestea lor acolo, nu mai are nicio legătură cu ce ai organizat acum o săptămână când ai făcut la fel, știi? Ai luat scaune, ai luat mese, ai pus tort după masă, ai dat drumul la muzică. Nu, emoția e alta de fiecare dată. Sunt absolut de acord că emoția face diferența, că atunci când ești la tine, cu ai tăi, vezi lucrurile altfel, deși poate că din punct de vedere organizațional sunt cam aceleași lucruri, nu? De fapt, da, asta ai zis pașii, mai devreme. Da, pașii sunt aceiași. Eu încă să știi să zic un mic secret, eu încă lăcrimez la fiecare nuntă pe care o am. În momentul în care se văd mirii, sunt în extaz acolo pentru ei. Tu mergi cu ei de dimineață până seara sau numai la locație care-i? Nu, merg de dimineață la pregătiri, la tot.
nunta pentru mine începe dimineața la prima oră și se termină când pleacă ultimul. Tu pleci ultima, da. Tu pleci ultimul. Eu plec ultimul, că da. Da. Plecăm ultimii, da, e obositor, dar trebuie să fim acolo, adică nu văd altfel. În ceea ce privește meseria mea, recunosc că sunt free control. În muncă sunt. Eu te-aș angaja fix pentru așa ceva, adică da, mă gândesc că da, trebuie să fie așa, nu? Da, sunt așa și Miri apreciază asta, adică te-am luat acolo pentru o treabă, știi? Trebuie să fii control. Noi avem frică, tot programul stabilit, în momentul în care am tot programul făcut acolo, nu mă mai abat de la el în stânga, în dreapta. N-ai nicio marjă de eroare? Nu prea, odată ce e atât de bine organizată, nu prea îmi dă. Acum că apar mici spații de timp între ceea ce am stabilit noi și un pic s-a decalat, asta e partea a doua. Bun, dar... Deci faci o listă de asta de mână ca mine așa bătrânește, da, cu chestii la ora, da, cu tare, faci un timeline la ora, da, 6 mireasa se trezește, la da, 6:30. Desfășurătorul zilei, exact, da? Exact. Și de mână, să știi că vorbeam mai devreme cu tine și te-am întrebat că e aiurea că nu scriu acolo pe calculator tot. Nu, de mână. Am avut o experiență neplăcută cu partea asta de tehnologie și am renunțat. Am zis back to agenda și Pix. Da? Da. Hai să zic un secret. Mi-e place să scriu foarte mult. Agenda și Pix, dar pentru mine, că eu pierd foile, știi? Eu le fac și poză și le salvez pe Drive sau undeva, știi? Și eu mai am poze făcute, deci, da. Foaie și Pix, dar backup la backup, dacă se poate, că și eu sunt pățit. Dacă ar vedea cineva notițele mele... Aș fi curios, eu aș fi curios, nu? Îmi pare rău că mi-e agenda în mașină, nu mai cumpărăm 6 etaje. Da. Nu, n-ai înțelege nimic. E un haos organizat. Numai eu știu ce e acolo. Deci, când o deschizi, nu înțelegi nimic. Dar eu știu exact tot. Am o memorie vizuală foarte bună. Și întotdeauna știu exact unde mă întorc pagina, unde e notat jos, sus. Da. Am rezolvat cu muzica, să zicem. Da? Dacă așa, nu, întrebări în comentarii, cum zice fiul meu, știi, întrebați, lăsați mai jos, nu? Așa. Fotovideo ai zis, da? Da, fotovideo. Și asta este o întrebare destul de tricky, așa. În ce sens tricky? În ce sens tricky? În principiu, na, pentru mine fiind în domeniu și cum îi cunosc pe prestatorii de serviciu din domeniul ăsta, mi-e destul de simplu. Dar cineva care vine din exterior, eu mi-am imaginat că m-am întâlnit și eu cu niște miri săptămâna trecută din alt oraș și mi-am imaginat că na, la foto e ușor, că te uiți pe Insta, te uiți pe Facebook și vezi ce poze au făcut și îți alegi sau filmă și așa mai departe. Și aveau oamenii... Probabil că și o să zâmbească dacă o să râdă, știi? O să râdă dacă ne aud. Așa, ți-am furat gluma. Ideea era că s-au uitat, adică au avut o experiență neplăcută. Cum că s-au uitat și pe site-uri pozele erau foarte mișto, foarte faine, foarte nu știu ce. Și-au făcut cununia civilă, urmează să-și facă nunta, indiferent. Au avut un eveniment, au apelat la... prestatorul respectiv de servicii, din fericire din alt oraș, nu de aici, deci pot să zic, nici nu-l cunosc și așa mai departe, nu vorbesc de rău pe nimeni și nu le-au plăcut deloc pozele pentru că nu reflectau realitatea, nu reflectau la ce se așteptau ei. S-au uitat pe site, bă, asta mi-a plăcut, aș vrea ceva în genul ăla, au venit și nu pușcau nici cum. Nu m-am gândit la posibilitatea asta. Adică eu am crezut că e ușor să... Să văd dacă am înțeles. Și-au făcut deja pozele cu ei și nu reflectau da, la un ce alt doreau. Da, la un alt eveniment mai mic, da. Înainte de nuntă. Adică mă gândeam că e simplu, nu? Că mă uit pe net, da, văd pozele, văd filmări, că doar fiecare are portofoliu, da? Și eu îmi aleg. Hai să zic, s-au lovit câțiva miri, nici măcar de-ai mei, dar purtase în discuție cu niște miri, care și-au ales niște fotografi pe baza unor peisaje. Nici măcar pe... Așa. Calitatea pozelor sau habar n-am. Că au pozat în Veneția, în Budapesta, în Maldive, în habar n-am pe unde au avut ei nunți. Și în momentul în care ei au ajuns în Oradea sau ce știu pe unde au avut nunta, poate nu a mai fost la fel de spectaculos, știi? Ei s-au lăsat furați de peisaj. Și aici îmi ziceau ei, păi normal că
la ei ori ieșit mai bine pozele, știi? Și dar cum adică că poza ar fi trebuit să iasă la fel de bine și că o pozezi aici în studio sau că ești în străinătate sau că ești în țară. Și știi? Ești în Oradea, ai din ce alege. Da, exact. Dar ei, practic, erau fascinați mult de peisaje decât de pozele în sine, știi? Da, revenind. Ajută-mă, te rog frumos, să găsesc foto, video. La ce trebuie să mă... La ce trebuie să fiu atent? La ce atentă. Să fiu atentă? La ce să fiu atentă? Eu sunt și, că am zis că sunt exact, și mirele și mireasa. Mireasa, da. Eu să știi că recomand mai multe tipuri de fotografii, știi? A fost acum un trend cu fotografi cu lumină un pic mai dark, nu știu dacă ai sesizat. N-am urmărit. Nu, da. Sunt așa niște sezoane și la partea foto. Te rog, dezvoltă că... Păi aici un fotograf care ar trebui să explice mai bine că mă refer strict la lumina folosită. Mm-hmm. Știi despre ce vorbesc, da? Yep. Da. Dark style sau pozele super luminate, îs câteva aspecte la care mirii cel puțin se uită și eu de asemenea. Și în momentul în care mireasa mie mi-arată niște poze mai luminate, eu nu pot să vin la ea să-i recomand un fotograf care eu îl știu pe un anumit stil. Eu, în funcție de evenimentul pe care urmează să-l creez, încep să-i recomand furnizori și foto și video după ce eu fac un concept al evenimentului. Eu nu o să pot la prima întâlnire deja să-i dau toți furnizorii, că nu pot să fac asta. Că nu are sens. Nu are sens și lasă-mă să mă duc acasă să-mi fac temele, să-mi fac o schiță asupra evenimentului tău, după care ne întoarcem și revin la tine cu lista de recomandări pe care le am. No, acum aici se întâmplă să fie fotografii doar fotografi, videografii, adică să nu lucreze ca echipă împreună. Eu întotdeauna de eveniment mă întâlnesc cu ei, mă întâlnesc cu toți, cu muzică, cu foto, cu video, cu mirii, facem o ședință și discutăm chestiile importante, inclusiv partea tehnică, ce are nevoie trupa pentru, de fapt, nu trupa, ce video. Dacă este trupa, exact, ce are nevoie de. Exact, care trebuie să tragă video sunetul. Și așa, sunetul. Și, mă rog, sunt multe aspecte pe care le discutăm, dar una din chestiile la care țin eu foarte mult, foto versus video, e ca ei să se cunoască și să-și înțeleagă unghiurile din care lucrează. Că se poate întâmpla să nu mai fi lucrat niciodată împreună unul cu altul, să nu știe stilul pe care îl abordează și să își ia cadrele unul celuilalt, știi? Te trezești că, nu știu, când ți-i mai mare lumea, când ți-i mai dragă lumea să pozezi un unghi, să vină videograful prin fața ta, știi? Bine, astea sunt chestii care nu mi s-a întâmplat niciodată, dar eu prefer întotdeauna să se cunoască, să vorbim și să-și cunoască și mirii pe cei cu care lucrează, știi? Pentru că se întâmplă poate să îi cunosc doar eu pe furnizorii aleși și nu-mi convine să nu-i cunoască. Vreau să se, nu știu, lege o legătură acolo, o conexie între ei, că toată ziua o să stea să-i pozeze, deci trebuie să se cunoască și să se înțeleagă bine. Și încă o chestie la care țin eu foarte mult e omul care lucrează. Să dezvolte. Ne conectăm, știi? Să se conecteze. E foarte important omul, fotograful din spatele aparatului, știi? Cum e el ca om? O să facă click cu mirii. Deci eu deja cunosc atât de bine furnizorii, încât știu, la mireasa asta îi se potrivește fotografa aia, știi? Și de multe ori, în funcție de asta, pot să și conectez și să fac legătura. Adică și stilul foto, dar și persoana din spatele aparatului. E foarte important. Să fie compatibil. E foarte important. Da. Makes perfect sense. Thank you. Mai aveți ceva de adăugat? Fai. Nu, pe bune, că asta am rezolvat-o. După aceea le-ați rezolvat astea. Sală, muzică, foto-video. Da, toate sunt importante. Barmanul, cofetăria, florile, decorul, tot. Dar astea le fac din mers, știi? Adică barmanul, din punctul tău de vedere, cu ce vine în plus? Cu tot. Am avut un barman și am intrat în detalii, dar eram curios și de părerea ta. Da, e important. E important și la o nuntă neoprotestantă, cât și la o nuntă la care se consumă. Cred că acolo are mai mult de lucru din câte știu eu de la băieți. Da, unde nu se consumă alcool. Da. Da, face diferite cocktailuri și da, e pentru că nu... Dacă nu consumi alcool, trebuie să suplinești cu altceva. Da, și atunci vin și copiii, nu? Că asta cred că povestea, că vin și copiii și atunci are și mai mult de lucru decât în mod normal, which is good. Băuturile arată drăguț, arată fain, sunt instagramabile, nu?
catchy, da, 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 da. E important barmanul. Și acolo stau să văd, Miri, pentru că sunt diferiți barmani în țară cu care lucrez și, și aici la noi. Nu trebuie să vorbesc doar local, nu? Adică eu mă raportez la furnizori. Da. În general, nu numai aici, da, în Oradea. Asta nu înseamnă că îi neglijez pe ăștia, că la un moment dat mi-a zis un coleg de Breazlă că dar tu lucrezi cu mai mulți de prin țară decât în Oradea. Nu-i chiar așa, dar nu pot să lucrez constant, nu vreau, nu că nu pot, nu vreau să lucrez constant cu aceiași oameni, că atunci evenimentele mele n-ar mai fi așa pline de diversitate și de creativitate și frumusețe, știi? Că aici stă, în asta constă, cred eu, și în asta, de fapt, frumusețea evenimentelor mele. Și ai zis că vrei să-ți pui amprenta? Da. Și atunci, ca să-ți pui amprenta, este una dintre șmecherii, că lucrezi cu furnizori diferiți, ca să n-arate la fel. Da, și creezi diversitate, știi? Mm. Și aici, și de aici treaba asta, că, ok, chiar dacă faci, faci aceiași pași, nu te am pe tine la toate evenimentele DJ, știi? Mai am pe alții. Știu că toată lumea preferă pe fratele meu, which I'm proud of. Cum? Salutări lui Bogdan. Da. Mă uit peste listă să văd câte evenimente am eu cu el anul ăsta. Da. Da. El este stă foarte în umbră, nu este... Da, marketing zero și plin de nunți. Știi că mă distrau, acum m-am amintit de el și cred că ultimul eveniment cu el am avut la Satul Mare și la întâlnire așa zicea Bogdan, nu, cred că nu o să dureze așa, poate nu mult nunta asta. Zic, da, vedem, 7 dimineața încă pe poziție acolo. Păi da, abia aștept să începem, vai, sunt așa de încântată, eu sunt o bombă de energie continuă, pentru mine... Da. Cred că și mie îmi plac evenimentele. Mirese stresate, specialitatea casei. Nu pot să-mi dau aplauze singur? Da-ți. Da, da, da. Nu, dar pe bune. Dă-ți pe și bune. Palme acum. Da. Da. Nu, pe bune, pentru că cred că e important să le inspir oamenilor încredere, care încrederea vine cu tot felul de lucruri și atunci cu tot felul de experiențe și întotdeauna apare câte ceva, apare câte ceva. Dar satisfacția pe care o ai după fiecare eveniment organizat nu se compară cu nimic. Deci uiți de toți nervii, vorba aia, și tot stresul pe care l-ai acumulat în timpul pregătirilor și te bucuri din plin, adică zici, Doamne, slavă Domnului că uite, a ieșit exact cum ne-am dorit, da. Uite, apropo de asta, mi-am adus aminte, iarăși mergem, că am vorbit de cocktailuri, dar tot un lucru pe care l-am observat, că mi-ai spus tu de nunțile neoprotestante și eu am fost la foarte multe și încă mai am și am de fiecare dată, mă distrez maxim de același lucru. Nu știu ce se întâmplă cu acel, cu ce? Pe care pui prăjiturile. Candy bar. Așa, cu candy bar-ul, da? Da, se... Da, în 15-20 de minute, jumate de oră e gata. Da. Întotdeauna la evenimentele de neoprotestanți, eu pun porție dublă, triplă, poate, ca și număr de bucăți. Ok, dacă în general calculez cam 4-5 de persoană, aici calculez 5-6, 6-7, poate. Deci iei în calcul. Da, iau în calcul, categoric. Da, nu se consumă alcool la evenimente, nu ai alte... Compensezi. Da, și compensezi sau se compensează, dulce. Da. Mai poți să vin cu variante de înghețată, mai vii cu alte tipuri de servicii. Dar, da, se mănâncă. Luăm o foarte mică pauză și revenim, bine? Bag publicitate cu Wanda. Aplauze de revenire, așa? A, da, de culoarea anului. Asta vreau să zic, că nu există culoarea. Hai, te rog. Hai, că mă disperă treaba asta, trebuie să o zic. Zi. Nu știam, fiind de partea masculină a organizării evenimentului, facem nu știam de culoare. Facem legătura cu decorul, cu florile și... A, am început deja? Da, am început deja. A, da. Nu știu ce ați prins, dar... Dar. Mă plângeam aici la Alex că sunt nenumărate mirese care... Pe lângă că mă întreabă pe mine, că sunt ale mele, că nu, văd discuții pe net, care este culoarea anului și cum să-mi fac nunta. Nu există așa ceva, cel puțin în evenimentele mele nu va trebui să existe așa ceva. Nu ai cum să te adaptezi după o nuanță care, nu știu, e culoarea anului. Anul ăsta ce culoare e? Cum e aia? E ce am eu pe mine? Caut.
N-am telefonul la mine, da. A, e mov-ul ăla, așa, Panton, ăla. Very Perry. Așa. No, ideea este că... Iartă-mă că, dar să atent. Da, și eu sunt curioasă care e culoarea anului. Very Perry. Trebuia să mă îmbrac în culoarea anului, dacă tot nu fac nunți, toate nu. Tu îți dai seama dacă ne-am luat după culoarea anului că toate nunțile mele ar fi culoarea asta? Da. Bine, oricum presupun că diferă și de la telefon la telefon. Poți să fac așa? Asta e Very Perry, asta? Da. Să dau pe domnița asta? Asta? Da, asta e. Asta e. Asta ah, e, pretty da. Nice, actually. Da, dar cum ar fi să-ți fie toate nunțile nuanța asta doar pentru că miresele cred că asta e culoarea anului și că așa trebuie să fii la modă. Deci e, nu trebuie la să fii la modă. Pui tu acolo un Very Perry în post. Așa? Schimbă mie culoarea rochiței. Da, da, uite, ești aproape. Da, și da. Eu. Ce ziceam? Da, nu cred că trebuie să te iei după culoarea anului când e vorba de nuntă. Nu există așa ceva. Mm-hmm. E culoarea, trebuie să-ți faci nunta și conceptul nunții e după nuanțele care te reprezintă și îți plac, știi? Degeaba vin eu la tine și zic asta e culoarea anului, ceea ce nu-ți faci niciodată. Mm-hmm. Și îți impun lucrul ăsta, nu se poate. Facem conceptul evenimentului, ca să o legăm și de partea de flori și de decor. După ce creez conceptul evenimentului, după ce am locația, pot să-mi dau seama pe ce o să merg, ca și stil. Nu, dacă tu vii și îmi spui mie că ai visat, pentru că sunt foarte multe mirese care visează așa. Un tip de nuntă, de când sunt mici, dacă tu vii acum și ți-ai ales o locație super elegantă, dar tu încă visezi să pui, nu știu, butuci de lemn pe masă, nu o să-ți permit lucrul ăsta, știi? Așa, adică, dezvoltă? Nu. Te rog. În momentul în care cineva apelează la serviciile mele, ei trebuie să mă lase pe mine să fiu la cârmă, adică eu trebuie să conduc evenimentul. Să ai o libertate destul de mare, da, de a lua decizii. Da, categoric. Așa. Adică de aia m-ai contactat să duc undeva evenimentul ăsta, să fie bine. Dacă tu te impui și îmi spui că tu ai visat când ai fost mică portocaleu și uite, am refuzat așa un eveniment la început, în primul meu an, cât am plâns. Cum îmi permit eu să refuz evenimente? Așa, du-te-al. Da, și am zis ok. Și atunci țin minte că am vorbit cu Dani, cu cumnatul meu și a zis, Cami, oprește-te, foarte bine că ai refuzat. Dacă de la început triezi și te duci așa pe o nișă clară și curată și îți ridici standardele, așa o să-ți fie tot jobul de acum înainte. Doar că eu eram așa, uai, încântată, plin de entuziasm. Acum am început, uite, prind evenimente. Dar mireasa respectivă visa portocaliu, nunta să fie portocalie. Nu, sala era portocalie și nunta să fie mov cu verde. Așa. No, imaginează-ți nunta aia. Și am zis, ok. În principiu, cum am un designer în casă, că soția cu asta se ocupă, nu da. Mi-am pus niciodată întrebările astea, pentru că am avut, da, am încredere în deciziile ei și atunci nu, de asta nu vreau să par ignorant, dar chiar nu, pentru mine cel puțin, nu prea contează. Da. Poate ca bărbat, nu știu, culori și corect. Nuanțe și contraste. Era important. No, ideea este că eu încerc să fac un traseu asupra evenimentului lor și să îl fac să arate bine, că de aia sunt acolo. Și mă rog, nu luasem evenimentul ăla, că simțeam că mă compromit eu, știi? Și mă gândeam, uai, să-mi fie mie așa, să postez eu poza aia de la nuntă și să zic că, uai, aia e eveniment făcut de Cami. No way, ha? Nu. Da. N-am vrut asta, știi? No, dar, și probabil nu te potriveai atunci, da. Da, nu există culoarea anului la evenimente. Există ce ți se potrivește și ce ți se potrivește ție ca, mă rog, vouă ca și cuplu și locației unde... Și în funcție de locație mă gândesc. Categoric, de asta ziceam, nu poți să-ți dorești o nuntă rustică și tu să-ți faci un eveniment la un ballroom super elegant, știi? Da. Nu, te duci într-o livadă, într-o pădure și am rezolvat problema. Da. Ai avea, hai să, nu-i zic un top 5, dar așa câteva greșeli care cred că sunt de evitat, evident, la nunțile unde nu este wedding planner. Eu mă întâlnesc, evident, știi, cu toate acum. Nu... La mine la nunți nu există greșeli. Ai spus din start că, da, că sunt unii oameni care nu au nevoie și mi se pare absolut normal. Da. Ce greșeli crezi că sunt de evitat? Aș putea să te ajut eu cu una. Pot apărea
probleme în ziua aia. Da, spune. Dar ce mă gândeam strict așa de parte de muzică. După tort, o parte din oameni pleacă acasă, că e normal, că unii poate că vârsta, că nu știu ce, se formează coadă și dacă mirii se așează cu pachetelul ăla de plecare, cu pălincă și cu... S-a terminat distracția. Da, exact că s-a terminat distracția și eu vreau să țin oamenii cât mai mult și dacă delegi pe cineva din familie, din partea miresei, din partea mirelui... Sau sunt fete hostese care se pot ocupa de asta, da, din afara familiei. Sunt multe cupluri care fac o mică greșeală în sensul că deleagă anumite persoane, poate uite și... Uite, asta e o altă greșeală, le legăm două. Își pun prietenele cele mai bune să fie la intrarea în sală, când fetele alea poate chiar vor să se simtă bine, să stea și ele la masă, să se bucure de nunta ei, nu să stea să-ți primească ție invitații. Sunt fete speciale care pot face asta și deja au schița bine făcută, știu exact unde e numărul de masă, nu avem cum să greșim. Așa, iar partea pe care tu ai menționat-o mai devreme legată de coada care se formează la final, da, asta rupe din start petrecerea, odată ce ei nu mai sunt pe ringul de dans în cazul în care se... Asta ar fi fost prima și cea mai importantă, dar hai să vorbim despre ea. Da. O zicem de fiecare dată, poate pentru noi este clișeu, dar e important, mirii fiind oglinda evenimentului, ce fac? Să fie, mirii da, se reflectă da, deci, la invitați. Și asta e și problema în care... Ei nu încep dansul încă de la început evenimentului, știi? Că marea majoritate a oamenilor nu dansează până nu încep mirii să danseze. Și tot timpul le zic, stați în inima petrecerii, stați acolo împreună cu oamenii, că nimeni nu o să vină atât timp cât nu sunteți voi acolo on fire, știi? Da, aș putea vorba. Ești de acord cu mine? Da, este foarte important. Asta mai ales dacă vrei să faci petrecere, trebuie să dai startul. Da. Că îți place sau că nu. Din câte am observat, oamenilor nu le place să fie în mijlocul atenției. Da, sunt mulți. E o chestie generală și perfect normală și de înțeles. Da. Eu ce le zic mirilor mei este, ești în mijlocul atenției, dar nu ești între străini, ești între ai tăi. Că vrei, că nu vrei. Da, care mă duce iarăși la ideea cu dansul mirilor, cât este de important și cum îl gestionezi. Da. Măi, să știi că eu am... Îmi plac foarte mult unele evenimente să le încep direct cu dansul mirilor, știi? După ce am pus toți oamenii în sală. Așa. Deci nu fac intrarea cu paharele la intrare cu ciocnitul paharelor, ci las toți oamenii să intre în sală și să intre mirii mei pe o piesă super dinamică, așa? Așa. Și să intre direct pe dansul mirilor. Așa. Și așa direct să înceapă petrecerea. Am avut câteva anunțe așa foarte faine și reușite. Nu, o să-mi notez. Și asta și în perioada de pandemie, când a trebuit să terminăm nunțile mult mai devreme. Știi? Și atunci, ok, se ajunge la sală, unii majoritatea întârzie, știi foarte bine cu primele ore de început, așa. Dacă noi intrăm direct cu dansul mirilor, câștigăm timp. Adică oamenii direct încep să danseze, nu mai așteaptă dansul ăla. Da. Pe mine ca și DJ mă ajută dacă... amân puțin distracția aia, am observat asta, iarăși ar fi fost o întrebare de-a mea, anume că mi se pare că în ultimii ani oamenii au nevoie de mai mult timp la începutul nunții, adică nu am venit cumva, sorry, dar fix tot timpul. Ce zici, nu tot timpul. Mă gândesc că tu îi ghicești și evident că pandemia a schimbat niște reguli și acolo era altceva. Dar simți pulsul, adică nu la toate am făcut, am avut câteva foarte faine și reușite, am simțit pulsul lor. Și a fost un succes, chiar a fost. Bun, revenim. Asta a început direct cu excepția și cred că e fain și o să mă gândesc și cred că o să încerc. Da, în principiu am mai avut evenimente asemănătoare, dar nu chiar așa să încep direct cu dansul mirilor. Dar cum îl gestionez? Zicem, eu sunt foarte stresat că eu nu vreau să mă vadă pe mine toți oamenii, eu nu sunt dansator, nu știu să fac, mă încurc în picioare. Cum îl fac? Dai cu fum pe jos să nu mi se vadă picioarele? Ce faci pe acolo? Da, e o șmecherie cu fumul greu. Da, apelăm și la astfel de trucuri sau mai introducem diferite personaje în dans care să atragă atenția dacă miri chiar nu vor să fie în centru atenției, deși e chiar despre ei momentul ăla. Am cupluri pe care îi trimit la coreografie din timp și au deja coreografia bine stabilită. Sunt care își doresc să fie cât mai relaxați și strict să facă un vals clasic și that's it. Eu îți mântrusez, n-am făcut absolut nimic, niciun dans, nici nimic. Nu? Nu, că soția nu simțea. Da, am dansat, stânga-dreapta, stânga-dreapta și smile and wave.
Da. Uite, eu asta tot timpul încerc să le zic mirilor. Nu trebuie să păreți speriați că, mamă, câți pași am de făcut la stânga, câți la dreapta, nimeni nu știe ce dansați voi acolo, numai voi doi și coregrafa maxim, știi? Deci, oricâți pași ai greșit tu, noi nu știm. Noi suntem fascinați de momentul vostru și de toate emoțiile pe care ne-o transmiteți. Asta trebuie să înțeleagă ei, că nimeni nu se uită la pașii greșiți pe care i-au făcut. Și dacă greșești, nu contează că te vede. Nu știm. Noi nici măcar nu știm. Chiar nu. It's cute. Da, it is. Ai făcut un efort, uh-huh. Noi apreciem efortul tău. Da. Ne bucurăm pentru tine, pentru voi, că nu-i doar tot un resi. Acum că vorbim, deja mă văd de acolo, abia aștept. Hai să înceapă evenimentul. Să vină confeti. Să vină. Strobo. Nu, peste tot confeti, nu mai... Da, mai ales afară. Nu. Mie îmi place, pe mine ca și DJ mă ajută. Da. Cred, da. Este un moment și ăla. Pentru unele săli mai dificil, da, de făcut curățenie, da, e ok. Mai, apropo de ce ziceai tu, că am o grămadă de lucruri, poate lăsăm și pe data viitoare, am vorbit despre greșeli. Mai ai ceva greșeli de adăugat acolo? Uite, de exemplu, nu, Flavia, tu spuneai că unul dintre lucrurile pe care, să zicem că le regreți, este că nu ți-ai lăsat destul de mult timp pentru fotografii, pentru tine și Ștef, / soțul. Păi pentru că nu și-a făcut un desfășurător al zilei. Nu m-a avut pe mine. Da, deci dacă n-ai un wedding planner, poți să iei un pix și o foaie sau un Excel. Da. Aulea. Da, nu știu ce deja, să zic. Deja îmi pare rău pentru ea. Nu trebuie să-ți pară rău, lasă că am plecat la 7-8 dimineața. Nu trebuie să-ți pară rău. Nu, 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 nu. Dar deci, că ea încă are regretul la inimă, deci eu rămas. Mai legat de și au fost foarte bine organizați, by the way, cu tot felul de activități. Da, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar a fost organizată bine. Vezi, asta e ce vezi tu în timp ce ți-ai pregătit tu singură nunta, asta numai tu ai știut, și cu ce au rămas, de fapt, oamenii din jurul tău. Da, 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 da. Adică trăgeau oamenii cu arcul și nu știu ce, o perioadă destul de lungă de așteptare, da. Aveai activități și cu plimbare, uh-huh. Și așa mai departe, că am fost acolo, nu la Claudia departe. Tot ce pregătești tu și eu ca și organizator, oamenii nu știu de fapt frâiele pe care eu le trag în tot evenimentul și inclusiv în ziua respectivă, ei văd doar frumosul, știi, care a ieșit la final și aia contează de fapt. Da, eu astăzi dau aplauze. Asta. Da, chiar așa este. Sunt absolut de acord. Am vorbit destul despre nunți, vrei să vorbim și despre celelalte evenimente pe care le mai organizezi, ce fel de alte evenimente organizezi și cât sunt de importante? Toate sunt importante, da. Organizez de toate tipurile și evenimente caritabile și pentru corporate, botezuri, da, petreceri private. Mă vârt așa între toate, fiecare are frumusețea lui. Probabil o întrebare pe care ar fi trebuit să ți-o adresez mai la început. Câte evenimente crezi că ai făcut? pentru mine, dacă eu aș fi mire / mireasă, cumva numărul evenimentelor M-a întrebat odată mireasă. M-a întrebat odată într-un mail o mireasă și mi-a spus că mi-a pus așa o listă de întrebări. 1, 2, 3, 4 și una dintre întrebări era... Doresc să știu câte evenimente ai organizat până acum, ca să știu experiența ta. Și am zis, wow, ok, nu le-am numărat niciodată, Alex. Mi-am propus de câteva ori, dar nu... Cum să fac să le număr acum după atâția ani? Fă-le altfel. Da, câte evenimente ai anul ăsta? Ce știu, sezonul fiind scurt. Scurt? Relativ scurt, nu? Cât începe în mai, dacă apucăm să edităm podcastul ăsta înainte de mai și merge, nu știu, octombrie, noiembrie. E mai scurt, am întâlnit început mai târziu. Anul ăsta le-am numărat, tocmai pentru că am preluat proiectul de la Sibiu și atunci am vrut să le împart și să reușesc să le gestionez pe toate. Am undeva la 60. Da, nu știu, presupun că e mult. Mult. Da, congrats. By the way, știi că există, este plin internetul despre întrebări, what to ask your wedding planner. Da? M-am uitat eu astăzi. Și de acolo mă întreb după mine. Și de acolo, acolo știu sigur că este întrebarea asta cu câte evenimente ai organizat, că am văzut-o și mă gândeam că poate de asta ai primit-o. Dar fii atent, eu m-am uitat doar la primele, pentru că
Fără glumă, deci ai de-astea listă de 100 de întrebări pe care... Serios? Da, 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 da. Și cred că dacă citești toate acele întrebări, după aceea nu mai ai nevoie de wedding planner, că dacă le iei pas cu pas, știi? Ți-ai făcut nunta. Da, ți-ai făcut nunta, că ți-ai dat seama la ce trebuie să fii... Nu căutați mireselor, lăsați acolo. Da. Dar să știi că eu o să caut, să văd ce-i... Te rog, te rog. Ce poate să întrebe? Absolut fiecare detaliu pe care, care ție ți se poate părea simplu și oamenilor le poate fi de folos și oricine care nu este în domeniu nu știe. E ca și cum eu când mă duc la un funcționar public care face același lucru, știi, și zic, doamne, dar n-ai știu că trebuie să pui semnătura acolo. Zic, doamne, nu știu, că nu stau așa, știi, și tremur, că unde să semnez? Și zice, da, știi, să uită la mine, dar tu nu știi. Da, mă, nu știu că... Pentru tine, știi, asta e da. Am forțat puțin exemplu. Good to know. Da. Suntem aproape de final, ce mai avem de adăugat? Lăsăm și pe data viitoare, dar... Eu aș tot vorbi, că mi-e-mi place să vorbesc. Sunt aici, mai cânti? La duș. Acolo și sună bine la toată lumea. Da. Că ai cântat într-o perioadă. Da, da, mai cânt... Uneori mai apuc să cânt la biserică, când nu am evenimente duminica. Da, am cântat mulți ani și am avut câteva experiențe la nunți în care m-au rugat mirii să le cânt și colegi de ai noștri, de pe video, de pe foto, muzică, tehnic, ei nu știau, ei mă știau pe mine ca și planner și nu înțelegeau ce se întâmplă, de când cânta asta. Și le explicam, mă, eu înainte să organizez, eu cântam. Da. Cântăm acum? Nu. Nu. Am văzut acolo variantele tale de pian, ostentante. Sunt, da, nu trebuie să spui variantele, că mă aude soția că iară dau bani pe instrumente muzicale. În celălalt studio, în principiu, sunt aparaturile de cântat, de asta cred că nu o să... Da, funcționează. Fain. Păi și... aștept să ne întâlnim la evenimente și pe partea asta. Merge și cu cântatul la pian, am zis că nu o să spun, dar chiar e fain. Da. Chiar e o chestie foarte drăguță. Am început în pandemie, poate că o să-ți povestesc la un moment dat. Da, și chiar sunt interesată pentru că eu am evenimente care încep cam așa, cu o recepție mișto, ori cu un quartet, ori cu un pian, ori știi? Și chiar e foarte mișto. Chiar e foarte mișto. Nu m-am așteptat la feedback așa de ce așa mă de bucur. Fain. Serios. Poate și pe chestia că, sau așa mi-am imaginat eu, că parte de început a anunții cumva mai... oamenii au nevoie, așa am simțit eu, că vor să povestească mai mult, vor să amâne puțin distracția și atunci dacă își amâne distracția și intensitatea distracției este mai mare, dar vor și să mai povestească și probabil, uite cum a fost și pandemia, poate nu s-au văzut chiar face-to-face și au mai multe de povestit decât poate ar fi avut înainte, nu știu, e doar și de multe ori chiar am amânat acel dans al mirilor, fix că am simțit că oamenii vor să mai povestească puțin. Da. Și cred că multe locații s-au adaptat, adică terasa e mai mare decât era înainte. Eu mai practic chestia asta de care ziceam ori cu pian, ori quartet sau așa, saxofonist sau ce știu eu, înainte de a intra în sală, ca recepție, știi? Acolo e partea de socializare. Avea pe cineva cu harpă la un moment dat, mi-a plăcut maxim, nu știu ce n-am mai văzut, era așa de fain. Foarte fain, am avut și eu la câteva foarte fain. Harpa, uite, apropo că zice instrumentul ce mă sensibilizează cel mai tare. Maxim. Chiar mi-a plăcut foarte, nu știu, în urmă cu mulți ani și tot mă așteptam, zic, bă, mi-ar fi plăcut să-l mai fiu, nu mai știu cine era. În Oradea cunosc două persoane care, dacă ai nevoie vreodată, îți dau un contact. Da, maxim, maxim. Mi-a și plăcut și mi s-a părut că e exact ceea ce trebuie. Mă rog, era mai ales acolo în... Mama, așa din peisaj face parte frumos. I-am decorat odată harpa așa cu flori. Fain. Mi-ai zis că florile sunt foarte importante. Sunt. Bine, pentru mine. I wouldn't know, dar te rog. Tu nici măcar nu le ții minte ce ai avut tu la nunta ta. Ce flori ai avut flori la nunta? Da. Da, am avut flori și au fost foarte faine. Țin minte, dar nu mai știu exact. Știu culoarea, că era ceva spre alb. Atât am mai țin minte spre... Vorbesc eu cu Anda. Mai, da, sunt importante, sunt foarte importante, deși aș avea miri care ar spune că nu.
miri ca bărbați, mă refer, miresele, clar, când e vorba de estetic, de frumos, da, de flori, de decor, de tot, ele plusează maxim. Dar am avut mire care mi-au spus, am buget pentru, am vrut să zic, tipul de muzică, către 30, pot să zic și cifre, nu? Era undeva către 30.000 de euro doar muzica, pentru flori nici nu mă interesează ce este pe masă. Mi-am zis din start. Și am zis, ok, totuși e important pentru ea, hai să vedem cât putem bugeta acolo. Da, am făcut, evident că am avut și florile, dar sunt miri care nu pun așa preț. Ei zic așa și cu asta nu sunt de acord. Păi a doua zi nu mai fac nimic cu ele, că se ofilesc. Păi nici cu mâncarea nu mai faci nimic a doua zi, că ai mâncat-o. Da. Știi? Pozele, mă gândesc că ți-apar și în poze florile sau... Da, categoric, dar... eu cred că frumusețea evenimentului o dă fiecare furnizor acolo. Nu putem să-l neglijăm pe unul și să-l plusăm pe altul așa tare, știi? Adică florile chiar sunt importante. Miresele când vin la mine cu poze, eu văd flori acolo. Da. Estetic, e foarte important. Face parte din poveste. Și ai buchetul miresei care... Da, da. Și acolo ai avut poveste? Adică eu știu, la mine a fost simplu că Anda știa exact ce... Da, mirese care simplu, îmi zic din start floarea ei preferată și atunci am zic vreau doar din asta. Am mirese care vor să le fac legătura între toate aranjamentele împreună cu buchetul, unele care vor să fie total atipic. Depinde la fiecare. Pentru mine e foarte important momentul în care gândesc buchetul de mireasă să văd înainte rochia, ținuta miresei, știi? Ca dimensiune important să știu ea, să o văd pe ea cum arată și îmbrăcată și încălțată și tot, ca să pot să-mi dau seama de ce volum discutăm, știi? Mm-hmm. Da. Iau poveste și acolo. Mai avem timp. Dacă nu, am eu întrebarea masculină. Ai pomenit tu buget. Buget. Da. Da. Cum lucrezi? Ai un buget dinainte stabilit? Lucrezi în funcție de bugetul oamenilor? Da. Da, da, lucrez pe bugetul lor. Da, discutăm efectiv de la primele întâlniri, încă schițăm. Mulți îmi spun direct din start, îmi spun, uite-te, ăsta e bugetul pe care îl alocăm evenimentului, irealizabil, nu irealizabil. În funcție de ce? În funcție de numărul de invitați sau? Păi cam acolo plusează la meniuri numărul de persoane. Da, stabilim, facem meniu cap-coadă, vedem dacă de ce mai multe ori nu ne încadrăm. Mai ales acum să știi că anul ăsta mi-e foarte groază de bugetele de anul ăsta. M-au sărit prețurile la tot, deci mie rușine să le zic de multe ori sumele, știi? Da, apropo de asta, cred că e o problemă chiar reală, adică inclusiv, că ai zis tu de prețul meniului, da. Cred că din start, adică dacă... Materia primă fiind mai scumpă, eu dacă făcut contractul cu sala numai cu 2 sau 3 ani sau că mi-am tot amânat și mi-am amânat și mi-am amânat, sorry. E ok. Cum se întâmplă? Se compensează? Este normal să se compenseze? Depinde ce ai specificat în contract. Da? Da, cam pe de acolo se pornește, știi? Există, e adevărat că, adică e adevărat, gen... este posibil să trăiască, să plătești în plus, să zicem, per meniu din cauza faptului că s-au scumpit materiile prime și cumva e normal? Am avut cu cineva, cu câteva persoane care dețin săl de evenimente, am avut discuția asta. Unii da, unii nu. Repet, depinde dacă au deja specificat în contract sau nu. Dar se întâmplă să fie. Adică, da. Cumva și pe ei înțelegi că ei te-au înțeles. Da. Știi? Că ai avut număr de invitați mare și eu trebuie să-ți amân nunta, că n-ai putut să faci, că așa și mai departe. Dar acum e normal să îi înțelegem și pe cei cu sările că la propriu costurile sunt mai mari din start. Da, eu sunt la mijloc iar și în asta. De fapt, eu în general în toată munca mea sunt la mijloc, între furnizori și miri, între mire și mireasă, între miri și părinți. Eu sunt acolo la mijloc și de cele mai multe ori trebuie să fiu obiectivă, știi? Eu țin cu ambii. Și cu furnizorii și cu mirii mei. Da. Îmi permit asta încă. Bun. Revenind la buget și probabil că după aceea facem așa o chestie de deci de lucrez, încheiere. Cum ai întrebat mai devreme, lucrez pe bugetul mirilor. De cele mai multe ori, de fapt eu nu am, ca dacă mă întreb pe mine cum taxez, eu nu
n-am prețuri fixe la absolut nimic, în funcție de nevoia fiecărui eveniment. După ce mă văd cu mirii, pot să stabilesc dacă în mare cât o să... Îmi dai voie să întreb, nu știu, gen de la cât la cât sau între? No. Nu întreb atunci, bine. Îi trimiteți mesaj în privat și îi spuneți în privat. Eu, Alex. Da. Nici nu știi cum să îți valorifici, că sunt foarte curios, da. De fapt, cum, de unde știi cât de importantă este munca ta? Știi? Adică poate fi de neprețuit. Tu știi că am avut o clientă care m-a... Nu, la început, chiar la început, cam în primul an, mi-a zis o mireasă că e fascinată de munca mea, era așa, când i-am zis prețul, a zis, totuși pare că e cam ieftin. Nu era bine că era ieftin, înțelegi? Mm-hmm. Și atunci am zis, hopa, stai puțin. Nu-i awkward dacă e ieftin. Trebuie să, da. Am miri care consideră că lucrez scump, nu știu. Eu cred că cine trebuie să mai aibă la evenimentul lui mă are. Și mai sunt planeri în țară, în oraș. Da, și din Oradea. Întâmplarea face că cu tine vorbesc, dar oricum vreau să le chem și pe celelalte fete, dacă o să spună da, că fiecare are altă poveste și eu vă văd pe toate în principiu, că sunteți fete toate, da? Fiecare are stil diferit și cumva... Da, pe mine asta mă bucură și... E fain, este loc de toată lumea, by the way. Da, mie îmi place și eu apreciez enorm cine poate să facă meseria asta, îi... da, nu-i ușor, știi? Pare așa frumos pentru că, repet, lumea vede ce postez, știi? Vede, mamă, ce bine a ieșit evenimentul ăla, dar munca din spate și stresul cumulat, nopți nedormite pe care le... Nopți nedormite care și pline de durere era versul cântecului, dar da, care e secretul tău? Cum faci față la stresul ăsta? Că chiar este destul de mare. Toate se pot sparge în... Da, am învățat în timp. Păi, tu îți dai seama cât încredere trebuie să aibă mirii în mine. Și you need to deliver. Da, adică responsabilitatea ce cade pe umerii mei real e enormă. Și pe a oricărui organizator de evenimente. Pe miri nu e mai interesat că, nu știu, muzica nu s-a pornit la timp la dansul mirilor. Eu trebuia să mă asigur înainte că la ce minut se pornește sau se oprește, știi? Mhm. Da, toate detaliile astea le-am stabilite. Nu știu, secretul meu, nu știu, eu cred că abilitățile pe care le-am și cu care Dumnezeu m-a înzestrat m-au ajutat să ajung aici. Eu sunt convinsă de asta și chiar prin adolescență așa am citisem o carte foarte faină care se cheamă Vindecarea de o viață banală. Scrisă de Max Lucado, o recomand. În cartea aia scria foarte clar și pe vremea nu știam eu ce înseamnă. Știu exact unde e în pagină scris. Abilitățile tale îți vor descoperi menirea. Și atunci mă gândeam eu, ce înseamnă asta? Știi? Și acum că trăiesc lucrurile astea, îmi dau seama că așa e. Deci în momentul în care identifici la ce ești bun și pentru ce ești făcut în lumea asta și pentru ce te-a creat Dumnezeu, poți să faci lucruri extraordinare. Și dacă toți am conștientizat asta, gândește-te cum ar arăta lumea noastră. Eu mă gândesc des, muzician fiind, îți dai seama că avem aceleași, în principiu, we share the same things, ideas, amen, știi? Da. N-am de adăugat. Da. Abilitățile pe care le am, entuziasmul pe care îl port, ăsta e cuvântul meu cheie, entuziasm. Îl port cu mine peste tot. Care este molipsitor, la fel cum mirii, dacă sunt entuziaști și se bucură la nunta lor, se vor bucura și invitații și atunci toată lumea este fericită. Da. Yay, we're a big happy family. Chiar suntem. Eu mă simt așa parte din familia mirilor mei. Și de final, ce se întâmplă după nuntă? Rămânem prieteni. La ce te referi? Eu cu mirii? Da. Ce facem după nuntă? Cu mare majoritate rămân prieteni foarte buni. Dacă mi-am adus aminte, uite, Flavia, fostă mireasă, cum ar veni de-a mea, știi, acolo am rămas. Și dacă eram și eu la nunta ta, eram și noi. Cum? Da, eu am fost acolo, acum ce regrete ai, nu știu, au fost chiar foarte fain. Alex, marea majoritate mă cheamă la botez, să le fac botezul, binecuvântarea, mă rog, petreceri, zile de naștere, la frați, la surori, știi?
continuăm așa. Adică n-ai familie. Nevoie de marketing, doar pui așa niște poze pe Insta din când în când, noi ne uităm și, băga mea, și fii atent ce nuntă faină a făcut iar Cami. Eu chiar urmăresc de foarte mult timp. Da, mă bucur. Da, cum să nu. Mersi, chiar și mă bucur. Și mi-apar postările tale. Da, și când mai postez rar, câte mai 100. Cum? Pe Facebook, uite că nu prea apuc să postez, pe Instagram sunt foarte activă, dar pe pagina, pe contul de Camille Events, am o problemă. Doar eu mă ocup de asta, deci eu n-am, nu știu, marketing, chestii, nu știu. Cred că ar trebui să se ocupe cineva de asta, dar îmi place să postez și am tendința să postez, să-mi amintesc că n-am postat și pun câte 10-15 poze odată și îmi zic prieteni, vezi că eu te urmăresc și pe Camița și pe Camil, îți dau un follow la Camil, dar de ce? Zice, atea ne-ai nenorocit cu postările alea. No, nu știu, nu știu să postez, cred că nu știu să postez eu. Poate mă ajută. Dacă colega. E sezonul full, înseamnă că îți faci treaba bine și încă una și gata. Organizezi și nu-ți remote? Adică dacă eu vreau doar să-ți cer, cum să zic, ce știu, doar niște sfaturi. Eu mă descurc și singur, n-am nevoie să fii la, acolo. La nuntă, că poate evenimentul meu nu e foarte mare sau nu știu ce, dar nici chiar singur. Da, fac și asta. Chiar am anul acesta una așa. O să fiu plecată din țară cu un alt eveniment pe care îl organizez acolo și mireasa pe care o am în Oradea îi fac nunta oficială în iunie și asta la altă înainte puțin, știi? Și atunci va trebui să mă ocup de la distanță de asta. Dar da, pot să fac și asta. I'm in. No. Ok, lăsăm și pe data viitoare. Cami, thank you. Mersi, Alex. Să ne vedem cu bine, să fie lucrurile faine. Doamne ajută. Ha ha ha.